Ok, și hai să începem cu instalarea. În primul rând, avem de instalat atom.io. Atom.io, ăsta e ID-ul în care scriem cod. Numai că o să avem nevoie și de o chestie care să ne ruleze codul de C++. Și chestia se cheamă TDM, se cheamă compiler și numele compilerului pe care o să-l instalăm e TDM-GCC compiler. Super, linkul corect nu este de aici, eu nu, se poate instala și de aici, dar eu îl folosesc pe ăsta de aici, din github.io. Și aici la downloads, că trebuie să instalăm pe partea asta, de obicei se deschide pagina asta, dar nu întotdeauna. Și instalăm prima chestie, web, chestia asta cu web, că e minimal online installer, adică o să descarce doar installerul. Pachetul se descarcă după aia, în timp ce instalăm. Ok. Se deschide atomul. Pe ce ai dat de ți se descarcă? Web. Și la atom, chestia asta. Ok, am dat dublu click pe executabilul de la atom. Mersi de follow, Elena. Am dat dublu click pe executabilul de la atom, se instalează automat. Și acum hai să vedem compilerul ăsta. Compilerul ăsta de obicei are probleme și când îl instalez, s-a auzit de dor cumva? Salut, Toto! Compilerul ăsta de obicei are probleme, aici selectați, mă rog, versiunea pe care aveți și o să apară erori. Dacă o să apară, dați retry, nu-i nicio problemă. Deci, să fiți atenți. Salut, Mădălin! Ok. S-a instalat Atomul. Și între timp se instalează și ăsta. Aici avem instalat un pachet. Și ca să instalăm pachetele, intrăm în settings, packages, install de aici. Packages sunt pachetele care sunt deja instalate, deci vedem că este GPP-ul deja instalat, dai dăm uninstall ca să le instalăm încă o dată. Subscribe, mersi tot. Și intrăm aici la install și trebuie să căutăm GPP. Și la GPP instalăm pachetul ăsta, GPP Compiler. După ce l-am instalat, cred că se instalează destul de repede, mai mult durează ăsta. Dau pe 32 de bit sau pe 32-64? Păi depinde ce calculator ai. Ca să vezi ce calculator ai, facem următoarea chestie. Avem aici this PC, dacă nu poți să-l cauți, dai pre-properties. Și aici aveți ce fel de PC ai și system type, 64 de bits, deci trebuie pe aia cu 64 de bits. Și am zis că o să apară erori. Nu e nicio problemă, dă-n retry, îți revine, mai încearcă până iese. S-a instalat ăsta, nu mai avem nicio problemă cu el, îl închidem, că trebuie să restartăm atomul după ce instalăm compiler. Win plus pause break direct. Eu dădeam click dreapta pe my PC, bine, era my computer înainte, acum nu mai e my computer. Ok, nu mai apărut chestia asta, îi dăm retry. Voi ce ID-uri aveți? Eu am folosit până acum pe Windows, CodeBlocks, care e oribil, Atom, care mi s-a părut cel mai ok, mai folosit Visual Studio, dar consuma mai multe resurse. Interesant până la urmă. Nu știu de ce se mai folosește la școală CodeBlocks, când e oribil. La read the chestia asta putem să debifăm că altfel o să deschidă un document și nu vrem chestia asta. Gata, s-a instalat, deschidem atomul să vedem că totul funcționează corect. Dacă nu funcționează, verificăm de ce nu funcționează. Ok. Trebuie să facem un fișier nou. Trebuie să facem un desktop un fișier sau... Deci dăm Ctrl-S aici. Ok. Desktop, să zicem main.cpp. Ok, și hai să vedem că totul funcționează. O să scriu un program scurt, includ YoStream, eu zic std int main. Se aud. E diferența de timp la rularea unui program între VS și Atom. Nu contează chestia asta. Când o să-ți ruleze timpul pe un program, nu știu, pe Bainfo sau pe site-uri din astea, nu contează ID-ul pe care îl folosești, deci doar dacă faci un purec mai mare s-ar putea să conteze, care îți consumă mai puține resurse, să aibă compilerul mai multe resurse pentru programul tău. Dar nu un ID nu-ți face programul să ruleze mai rapid sau mai încet.
Da, depinde de compilator. Dar cred că e cam același peste tot. Adică până la urmă depinde de programul tău. Ok, și ca să rulăm cod, ca să rulăm cod în Atom, avem tasta F5. Verificăm dacă merge, ar trebui să deschidă un terminal. Și a deschis terminalul și funcționează. De obicei, s-ar putea să nu funcționeze chestia asta. Dacă nu vă merge, după ce ați instalat, trebuie să dați restart la calculator. Pentru începători, ce program pentru C++ ai recomanda? Atomul e perfect. Pentru că CodeBlocks arată foarte nașpa și mai rău o să face dacă vrei să codezi nou. Nu știu, te face să... Nu te descurajează, dar crezi că e mai nașpa să codezi.